Cu Emil Boc am avut alte discuții, am avut treabă despre zonă, cum ne putem coaliza, să putem face ceva pentru partid. Că ăștia deja aruncă numai fumigene asupra noastră, USL-ul. Că suntem așa, că suntem așa. Avem zonă, o parte din ei o să rămână stupefiați, din cauza că o să luăm o parte din primarii lor, că primarii și-o da seama la ora actuală că degeaba stau acolo, fiindcă nu-s cu puterea. Dar nu e asta. Dar primarii competenței vom lua. Nu vom lua orice fel de primar. Primarii competenți care știu proiecte europene. De asta acum s-au făcut acum cu fondul domnului Leonardo Orban, cu fondul ministru, cu fondurile europene. El are grijă acum să accesăm alea 20 miliarde de euro care nu trebuie să fie pierdute. Noi nu trebuie să ne mai certăm între noi acolo. Să ajung la niște chestii foarte dragi. Nu dăm ala ca să nu accesează fondurile. Poate să gândesc ei că vin de la anul să le accesează. Nu. Ei nu sunt stare, nu au fost în stare să rămână cu noi la guvernare. Le-am oferit, veniți cu voi. Ei au fost învățați să stea în umbra PNL-ului, PNL-ul să le dea bani cu sacul, să le aducă în fiecare comună și ei se beneficieze. Și acum stau la umbră. Ei, vor sta la umbră, vă spun eu, până în 2016, până în 2020. Că nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Nici într-o țară europeană, în Parlament, nu te șerți de la binele poporului. Nu se poți ierta de la binele ăsta. Care-i binele poporului? Care-i binele poporului? Credeți că noi ne-am dus acolo ca să facem niște legi proaste? Noi ne-am dus să facem legi bune acolo. Aș interveni aici. Dar 20 de ani nu mai legi bune, vedem. Nu, vedeți, dar legile au fost date. Noi am ajuns din 2008. Am ajuns cu legile, dar legile sunt date de când au venit la prima guvernare. Avem atâți ani care nu știu pentru ce votează acolo. Noi ne-am dus, dacă vreți, când veniți odată la Parlament, o să vă aduc și proiecte de lege și tot absolut. Dar vă uitați pe site-ul meu. Dar nu avem timp ca să mergem toată ziua să stăm la Parlament. Când ne întreabă, bă, nu te-am văzut acolo nu știu de când. Păi și televiziunea mea și am jumătate de oră sau Parlamentul e meu? Sau alu tata? Nu. Acolo fiecare spune punctul de vedere, sunt lideri de grup, lideri marcanți de grup care vin și spun. Asta și asta. Adică ba da, nu e o problemă din asta, dar eu încă n-am ajuns președinte de comisie să mă duc să-mi spun cuvântul. De ce? Din ce cauză? Că sunt alți care au 8, 10 și 12 ani vechime acolo și ei s-au luat pe criterii. Când ne-am dus, doar ca fiecare parlamentar, când ne-am dus acolo, am învățat și noi regulile. Nu, o să avem și acum, ieșim și noi cu legi care alții nu au scos în 12 ani, dacă funarul o stat parlamentar și nu au avut nicio lege, legea investițiilor străine știi cât dată de mine. M-au sunat oameni din America, m-au sunat din Germania, mi-au mulțumit. Eu am fost un întreprinzător particular, eu n-am fost bugetar înainte. Eu n-am stat la mila nimănui și n-am stat nici acum. Ce am spus, dacă... Poftim? Din SUA, cine prieteni, întreprinzător particular. Da, români și străini care vor să investească în România. Eu am fost din Paște, am fost într-o delegație oficială la Vatican și am discutat cu ei acolo, că mulți pun problema. Domnule, românii noștri din țară au 200-300 de euro. Voi cât aveți parlamentari? Am întrebat un parlamentar italian, are 22.000 de euro. Noi avem... Dar ei au toți pe acte, ceilalți. Au toți pe acte. Noi avem 40 milioane. Păi da, eu dacă vă spun acum, m-am certat și cu președintele de la noi și îmi spunem, domnule, de ce îmi pui, mă pui pe ministru doar la hotelul cu tare, nu? Hotel. Așa au zis... Hotel. Da. Bine, asta e treaba lui. Îi colegul meu și nu pot să nu vă luați, vreți să dau exemplu de zlar. Și am spus, domnule, pentru ce plătesc 90 milioane acolo? Pentru ce? Cameră la hotel. Puteți să faci un cămin de ăsta, de familie și cum era, să plătiți cheltuieli mai puțin, să reduci bugetul. Camera deputaților nu e formată numai din parlamentare. Are 4.620 de metri. Asta înseamnă că cu inițiativă să... Am fost, am venit cu inițiativă, am discutat cu ei, nu s-au putut. Astea sunt contracte negociate de acum 4 ani, sunt negociate de PSD dinainte, cum au fost, și nu le putem să schimbă acum. Și se păstrează trendul în continuare. Nu poți să-și iasă din mână. Chiar dacă îți dea noștri de la PDL. Înțelegeți? Majoritatea parlamentarilor sunteți familii și nu vă poate muta la cămin din familie. Nu poate muta, nu e nicio problemă. Dar de ce nu ați citat variata în cu rulota? Să mergem cu rulota? Să vom fi noi la țară, înțelegi, colegiul Tarabane pe malul Protului, dar nu chiar așa. Vom fi noi la capătul Uniunii Europene, dar nu de la capul lumii. Dar cu faetonul? Cu Volkswagen faetonul? Cu faetonul, da, să merge. Faetonul, da. Hai să-i dau cuvântul și lui domnului.